În prima scrisoare către Biserica din Corint, chiar în primul capitol, Apostolul Pavel încurajează spunându-le că prin bunătatea lui Dumnezeu nu duceau lipsă de niciun fel de dar în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Noi creștinii credem cu fermitate că Domnul Iisus Hristos va reveni și ne va duce în glorie și sunt convins că și invitații mei din emisiunea aceasta, familia Teodosiu, Debora și Ovidiu, bine ați venit, mulțumesc că ați răspuns invitației. Mulțumim. Așa cum spuneam, sunt convins că și ei cred în revenirea Domnului Iisus Hristos. Așa pe direct. Sunteți gata? Da. Da. Ce te face să zici așa de direct, da? Și cu siguranță. Domnul Iisus este mântuitorul vieții mele și pe El vreau să slujesc toată viața. Și asta te califică pentru întâlnirea cu El, cu da. Cel drag. Bun. Bine, haideți să ne cunoaștem puțin, adică probabil că mulți care vă urmăresc vă cunosc, eu un pic mai puțin, cu cine să încep? Cu tine. Spune ceva despre familia în care ai crescut. Am crescut într-o familie creștină, tatăl meu este păstor. N-am zis nimic. Și am fost în școală, la o școală germană, după care am urmat liceul Betania, liceu baptist, și apoi am urmat studiile Facultății de Drept și Instituții Europene. Uite, eu am o curiozitate acum. Ai văzut o video acum, ea în câteva secunde toată viața și-o derulează. Dacă îmi povestește alte lucruri, tot pe varianta scurtă merge. Nu. E interesant cu politica de acasă și politica din studio, da. Hai să ne întoarcem, m-am născut în familie de păstor. Ea spune mie, cum e să crești într-o familie de slujitori? Este frumos, dar este și multă responsabilitate care... De multe ori, ca și copil, nu înțelegi, dar cu responsabilitatea de a fi un exemplu, de a oglindi ceea ce predici. Ce treabă ai tu cu slujba lui tata? Tu ești copil de 5-6 ani, ce responsabilități ai tu? Păi, responsabilitățile... Imaginii. Dar a lucrătorului, care trebuie să-și cărmuiască bine casa, și acolo intrăm și noi copiii și căutăm să fim ceea ce spunem că vrem să fim. Ai de mine. Ți-a plăcut atunci? Da și nu. Depinde. Ce e pozitiv? Sunt și lucruri pozitive să crești într-o familie de slujitori? Sunt multe lucruri pozitive. Zine câteva. Am avut posibilitatea să cunoaștem multe locuri, am vizitat multe biserici. Te duceai cu tata în misiune și cu mama? Am ieșit și în afară de multe ori, alți colegi de vârsta mea sau copii nu fuseseră nicăieri plecați și noi am putut să călătorim împreună cu familia. Și lucrurile astea le-ai văzut atunci sau le vezi acum? Nu, le-am văzut atunci ca o binecuvântare. Super. Foarte fain. Și era expus la... multe categorii de vârste, oameni diferiți, cu experiențe de viață și cred că poți să crești altfel decât dacă ești mai obișnuit să fii doar acasă, cu familia și am avut mulți musafiri, multă interacțiune cu diferite... Ți-a plăcut să vină musafiri? Da. Da? Dar cred că așa am crescut. Așa și eram crescut. Obișnuită la noi, dacă nu eram musafiri, nu erau musafiri, mi se părea ceva normal. Era o problemă, da? Ce se întâmplă când mai vine. Bănuiesc că v-ați dus și pe la biserici de țară, unde erau oameni mai în vârstă, era ok? Sau da, copii? Da, mie îmi plăcea. Eu mergeam cu tata, era tata sluja în jurul localității în care eram și la mai multe biserici de țară și eu eram nelipsită. Ai fost ocazie în care ai fost doar tu cu tata în misiune, fără mama? Da. A fost fain, așa-i? Da. Da. A fost și la ceva nunți, când mama, frățiorul meu era mai mic și am mers noi doi. Pentru mine era frumos. Și eu am amintiri frumoase cu fata din chestii de astea. Nu știu fata cum le are, o să o chem la un interviu. Nu, și ea are amintiri frumoase, chiar cu plusuri și cu minusuri. Și dincolo de ideea aceasta că totuși este un pic de presiune, vrei, nu vrei, pe copiii slujitorilor, ce alt dezavantaj?
plecat mult? Da, probabil simțeam lipsa lui tati de multe ori când era plecat și poate uneori casa plină de musafiri, ca și copil te simți un pic dat deoparte sau simți că nu ești în centru atenției. Dar nu știu dacă e un lucru foarte rău de multe ori. Ce simțeai? Dacă, nu știu dacă a fost așa, să-l vezi pe tata cum se joacă cu toți copiii de la biserică, că eu îl știu un pic pe taică, și bănuiesc că nu trecea pe lângă un copil să nu-i zică ceva și câteodată de tine să aibă un pic timp mai puțin. Nu m-a deranjat. Nu? No, fain, e bine, înseamnă că n-ai rămas cu traume chiar mari. Știi că acum ne puteți da în judecată pe părinți că v-am traumatizat copilăria, viața. Ovidiu, tu pe unde... Ai venit și tu normal în lume, nu te-a adus barza. Da. Normal, născut la Sibiu, dar am plecat cu părinții și cu surorile mele în America în 1985. Tu i-ai dus pe ei sau ei pe tine? Ei pe mine, eu nu știu dacă am avut o decizie. Erai mic. Da. A fost mic, așa că mi-am petrecut 33 de ani în America. Făcut toată școala acolo, de la grădiniță până la facultate. Păi ai de 28, cum ai făcut 33 de ani de... Păi. E ok, da, înseamnă că ți-a plăit. Da. No. Și după care ne-am căsătorit în 2003. Stai, nu sări așa. Acum și tu dai varianta scurt, eu știu că așa, dar... Zim ce ți-aduce aminte frumos din copilăria ta. Familie, copilărie, biserică, cum e viața acolo pentru un copil român plecat în America de mic? Deci biserica nu a fost o biserică mare, așa că a fost o intimitate în biserică. O familie lărgită, da? Da, și toți se cunoșteau, toți știau unul despre altul. Asta e și bine și rău. Și bine și rău, da. Dar a fost un moment fain pentru că părinții noștri s-au împrietenit cu cei de la biserică, iar noi copiii cu copiii lor. Așa că toți am crescut ca niște verișori. Da. Toți la biserică. Încât nu mai aveam neapărat nevoie de prieteni la școală, la facultate și alte găști și nu știu ce, da. Bine, știi, era o vorbos că de ce mai fac și copiii păstorilor năzbâte? Că se joacă cu pruncii diaconilor și a prezbiterilor. Da. Bun, zi-mi, faptul că ai crescut în biserică, în familie de credincioși, te-a ajutat cumva să iei mai ușor o decizie pentru a avea o relație personală cu Dumnezeu? Da. O ajutat foarte mult faptul că am fost într-o biserică sănătoasă, iar în același timp și părinții venind din familii de creștini știau cum să se comporte, cum să vorbească unul cu altul. Deci, într-adevăr, părinții au fost un model pentru mine și pentru surorile mele în decizia de-a-L urma pe Domnul. Doar numai că nu aveau așa două vieți. Viața lor de la biserică era aceeași ca și acasă. Nu trăiau duplicitar, da. Da. Asta e chiar fain de tot. Da. Dar ce ai tu în minte când spui biserică sănătoasă? Părtășie. Frumoasă. Fără frumos? Certuri, fără tot chiar felul să nu te cerți niciun pic. Bun, noi nu le numim certuri, noi numim părtășie intensivă. Dacă aș cita biblic traducerea Cornilescu, spune că a fost un viu schimb de cuvinte între apostoli. Cât de viu a fost, e bine că nu s-a filmat. Au rămas toți în viață, da? Da. Bun, la tine cum a fost cu decizia pentru Hristos? A fost un proces, crescând în biserică, ca și copil de multe ori ai impresia că părinții sunt pocăiți. Se făceau grupe de copii, nu știu ce, da, ai fost pe la grupă. Da, exact. Dar am avut o perioadă după ce am intrat la liceu, când am început să studiem mai mult și la liceu creștin, Vechiul și Noul Testament și am început atunci să-mi pun unele întrebări personale și apoi, în urma unor predici, am hotărât că și eu trebuie să fac acest pas și să asculte porunca Domnului Iisus. Și a continuat așa un proces de ucenicizare, continuând în liceu creștin și acasă, desigur. Și...
Știi că sunt debate-uri, discuții vis-a-vis de școală creștină, școală seculară, nu știu ce. Ca una care ai trecut prin școala creștină, bănuiesc că nu vrei să mă lămurești că o școală creștină e o școală perfectă. Nu. Bun, dar ți-ai dat copiii la o școală creștină? Da. Da? De ce? Cei mai frumoși, da. Pentru mine, cei mai frumoși ani au fost acei 4 ani de la liceu. Pentru că eram toți ca și cum am fi o familie, cu aceiași prieteni cu care mă întâlneam la școală, eram a doua zi la orele de tineret, slujeam în biserici. De multe ori nici nu părea că suntem la școală. Și a fost așa, te simțeai în largul tău cumva, ca și copilul pocăit. Atmosfera frumoasă, da. Profesorii? Și profesorii. Am avut și profesori care nu erau pocăiți, dar oameni respectoși, oameni pregătiți. Bun, unul din lucrurile pe care insistăm noi foarte mult este, tocmai pentru că este o școală creștină, nu coborâm nivelul academic. Exact. Adică chimia e tot chimie, ne place sau nu ne place, exact, matematică, da, e tot matematică. Da. Și pe lângă asta, dacă putem să facem ceva în plus vis-a-vis de caracter, de relații, este bine. Cum ai dat de ea? Păi, America, Sibiu. Poveste mai interesantă. Asta îmi place. Deja mă așez liniștit. Ia zi. Să vedem. Interesant. Din 85, când ne-am mutat în America, am venit odată în 90 și după aceea au mai trecut 10 ani până am venit în vizită. Și când am venit în 2000, aveam 21 de ani și auzeam tot felul de povești, că acolo fetele vor să se mărite numai pentru acte, că una și alta. Și apoi eu ce m-am gândit? Hai să acolo, nu în România, te referi, acolo, în altă parte. Da, 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 în România. Da, înțeles. Și m-am gândit, hai să-mi iau o verighetă și să-mi o pun pe mâna dreaptă, să creadă toate fetele că eu sunt logodit și că una alta. Mă duc la de magazin ce în stare om? Nu mi-ar fi trecut prin cap niciodată o chestie asta, da. Și când am văzut ce prețuri au la verighete... Adică mai bine tensori. Da, cum mă descurc eu și fără, că nu trebuie să dau eu banii ăștia. Deci tu mai chiar ai vrut să iei real one, nu da, un fake. Da, exact. Da, da. Și-o dai seama că n-are rost să investesc. N-are rost să investesc, mai bine de pe banii ai mă descurc și fac altceva cu ei. Și vin în România și știam de Deborah de când eram mic, înainte de 85. Dar n-am stat cu ea de vorbă niciodată. Bun, înainte de 85 era totuși destul de greu să discutați despre căsătorie, dar așa. Okay. Cam greu. Și am venit în vizită și ba pe la biserică. Și ne-am întâlnit la biserică. Unde? La casa Domnului. Da. Și bani ne-au invitat pe mine și pe sora mea pe centru și cam așa au început. Cine? Ea v-a invitat? Da, da. Deci să vă arate Sibiu. Păi sigur că sigur, adică așa ne învață Biblia să fim ospitalieri, răguți cu tot. Exact. Așa ai fost învățată în familie, exact, în biserică. Da, da. Și după aceea... Au văzut că n-ai verighete? Da, am văzut că n-am verighete. Oare da, invitai dacă avea verighete sau... Invitam. Da, că Sibiu oricum e frumos. Da. Exact, exact. Da, trebuie să-i facem să simte binevenit în biserică. Dacă nu se știe, dacă n-are un frate ceva. Exact. Deci trebuie să fim înțelept. Bun. Așa. Și de câte ori v-ați plimbat pe centru până ți-a venit ideea? Păi, i-am cerut prietenia înainte să mă întorc înapoi în America. Și acceptat. În 3 ani a venit de 7 ori să mă viziteze și eu o dată. L-am vizitat. Ce ți-a plăcut la ea? În afară de frumusețe, parcă era calmă, prietenoasă, parcă n-aveam așa emoții să vorbesc cu ea. Poate cum... Dar ce, băieții au emoții să discute cu fetele? Unii au. Care vor să impresioneze, poate că... Da, îmi zicea cineva, știi, așa, interesant, un tip din ăsta dezghețat, o că mi-am făcut toate planurile, cum o să fac, cum o să zic, și până la urmă, când s-a făcut semaforul verde și am trecut, eu până la jumătatea semaforului i-am spus tot. Așa, de foc automat. Da, da. Tot calm a rămas. Da. Da, știi că nu trebuie să răspunzi la toate întrebările. Și că orice spui se poate folosi împotriva ta. Tu, ca cetățean american, ar trebui să spui chestia asta. Ce ți-a plăcut la el prima dată?
prima impresie, cred că zâmbetul lui și împreună cu sora lui au cântat în seara care eram la biserică și mi-a plăcut felul lor de a ieși. Cum am ieșit în față, eram toți tineri și parcă te feriai să mergi să cânti o cântare sau încercai să... Și mi-a plăcut foarte mult așa felul lor de a se prezenta în fața bisericii și... Dar tu așa în sufletul tău aveai cumva vis american? Nu, deloc. Nu. Chiar îmi propusesem să nu plec niciodată din Sibiu, eram foarte mulțumită să fiu aici. Deci niciodată să nu zici niciodată. Niciodată să nu zici niciodată, exact. Adică eu zic că numai cu întotdeauna și niciodată e vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, știi? Întotdeauna îl voi iubi, niciodată nu mă las de el, dar celelalte încă sunt negociabile. Nu înta unde a fost, aici sau în America? Aici. Aici. Frumos? Foarte. Foarte frumos. Nu ți-a lipsit nimic din America? Că ai făcut nuntă aici? Nu. Chiar a fost mai reușită nuntă aici decât în perioada aia acolo. Mm-hmm. Mm-hmm. Super, fain. Și după asta, la cât timp ați plecat în America? Ați așteptat separat mult unul de altul, ceva? Nu, am pornit cu actele cam ce din primăvară, parcă, și vară ne-am căsătorit. Am mers repede. Și până în toamnă s-a rezolvat cu viza. Așa că am stat... În octombrie am plecat. Două luni jumate. Aici, inclusiv cu nuntă și cu... Da, ai stat tu aici. Până. Da. Okay. Și am plecat împreună. Cum te împaci cu socrii? Acum foarte bine. Cine? Care? Păi am zis că foarte bine. Foarte bine, dar socrii mei amândoi au plecat la Domnul. Dar au fost oameni deosebiți. Da? Da. Super. Tu îți mai ține predici socru sau nu? Nu, ocazional, așa. Varianta scurtă, da, varianta scurtă, măcar dacă... Ideea ar fi să pun și eu întrebări, ca pe ei altcumva se discute când se comunică din ambele direcții. Corect, pe dar tu învață de la mine, deci nu trebuie să-l lași să-și termine toate punctele, știi? Tu cum zice ceva, dai întrebări și ca să... Dar așa isteriști, dacă o scurtez sau nu, nu mă întrebi așa, când te întreabă ceva, da, la dumneavoastră cum a fost? Știi, întorci înapoi, atunci te riști cu varianta lungă dacă îi place sau dacă nu îi place subiectul, dar scurt, deci hai că am niște treabă și știm noi să ieșim de acolo, da? Cum stați la capitolul copii? Avem 5, tot sănătoși, mulțumim Domnului. Frumos, slavă Domnului. Fată cea mai mare de 14 ani, restul băieți, cel mai mic de 3 ani. Frumos, Domnul să-i binecuvinteze, deci o prințesă și... Da. Patru cavaleri. Patru cavaleri. Da, înseamnă că i-ai tratate bine sau ei sunt tratați bine, nu știu, asta e complicată situația. Mm. Dar acum sunt curios, v-am spus, asta este. Deci voi chiar v-ați dorit așa mai mulți copii? Nu știu dacă din start. Cred că din start poate vreo 3. Da, așa ați făcut voi să vă vedeți. Fie unul se seamene pe tine, unul pe ea și unul pe bunici. Tot aveam impresia că poate las că următorul va fi încă o fată și păi până la urmă a fost o băieț, dar... Da, v-ați mai dorit o fată? Da, ne-am mai dorit o fetiță, dar... Da, de ce? Nu știu, poate am avut așa în gând de mult că două fetițe măcar să avem, dar cred că este mai bine așa. O, Dumnezeu, sigur este mai bine așa, că Dumnezeu știe exact. Mai bine decât noi, da? Pentru mine e curios ce metode folosește Dumnezeu, știe? Exact. Ca să-ți umple casa de bucuriile lui cum vrea el, că el știe pe plan lung și veșnic. Într-o altă emisiune discutam cu cineva care își dorea băiat și tot au venit fete, dar ei nu s-au lăsat până și atunci Domnul când a crezut că i-a dat și băiatul și i-a fost ok să ia. Nu știu, nu vreau să greșesc, nu știu dacă nu erau 4 fete și un băiat, dacă mă aduc bine aminte, dar da. O zis că asta este, perseverența și Domnul se îndură. Cu care a fost ce mai greu? Cu care copil? Da. Nu știu dacă e greu. Poate nașterea a fost greu cu al treilea, cu Levi. A fost mai și el câteva complicații, dar... Așa, greu cu ei, nu pot să zic.
Amuție, nu ți-o sarcină la servici, nu? Sunt cuminț și am fost sarcinele copilaș. Sarcinele le-ai purtat ușor, da. Nu, da, au fost bebeluși cuminți și chiar ok toți. Slavă Domnului. Acolo te-a ajutat cineva? Te-au ajutat socrii sau mai mult pe cont propriu? Mai mult pe cont propriu, pentru că ei lucrau. Și așa, ne-a ajutat Dumnezeu. Fiind ei cuminți, ca și bebeluși, și părinții au venit și ne-au ajutat atunci imediat după ce fiecare s-a născut. Părinții mei au fost acolo și părinții Lovie, de asemenea, dar na. Ne-am format așa un nucleu al familiei, ne-am organizat, ne-am gospodărit noi doi să reușim. Se poate, da. Și cred că de multe ori e și mai bine, se studiază mai bine familia. Deci dacă ați vorbit cu o familie la început de drum, i-ați speriat cu copiii sau nu? Nu. Nu, nu, nu. Da, și aici să se încreadă în Dumnezeu, să exact. Urmeze voia lui și Dumnezeu știe ce face. Că îți poate da și unul, știi, că jumătate nu poate să dea, că asta e întrebarea, de ce fac bănățenii un copil, că nu pot face jumătate, știi? Și atunci poți avea și câte un domnul goie din ăsta, știi, un prăpădit, că 7 în familie nu poți să limita. Exact. Și da, poți să ai 7 și te descurci. Exact. Da. Deci aici se vede mâna și binecuvântarea lui Dumnezeu și m-am bucurat mult că ai zis că sunt copii sănătoși, ceea ce înseamnă, în niciun caz nu judecăm dacă cineva are un copil bolnav sau ceva, dar eu personal, nu știu, așa am gândit atunci, nu știu dacă am gândit bine, dar sunt așa de sensibil la chestiile astea. Pentru mine, părinții care au un copil bolnav sunt eroi. Da. Nu pot să. Și când văd un copil sănătos, zic, nu știm să mulțumim lui Dumnezeu pentru... Da. Liniștea sufletească, ca să nu mai zicem chestiile alte și financiar și toate celelalte. Ce ați acolo? Te-ai implicat în slujire, în biserică, cu ceva? M-am implicat cu echipa de laudă și închinare și în același timp am fost și casierul bisericii. Aproximativ 10-11 ani. Cam așa. Da, eu nu știu cum, la un moment dat în România lucram la statutul bisericilor, știi? Și... Așa au zis ei că trebuie să scriem acolo, casierul manipulează banii biserici. O să scrie un termen tehnic, știam, păi, fraților, o fi tehnic, dar la voi nu se manipulează, se administrează banii. Da. A ieșit bine tot timpul? Da. Înseamnă că ești așa mai meticulos de felul tău, mai organizat sau cum? Da. Și acasă? Și acasă. Oh, asta e bine. Da. Știi că sunt și bărbați din ăștia organizați în tip dezorganizat. Adică, organizat în felul lor. În felul lor, da, da. Au așa amprenta lor și semnătura lor specială. Nevestele nu prea înțeleg cum e stilul ăsta, dar eu chiar ok, știi. Haosul ăla, Hiroshima, Nagasaki, ei știu tot ce înseamnă. Găsesc tot. Da, da, și da, dacă erai și tu așa și semenau și copiii pe tine, cred că trebuie că avea altă culoare la păr acum. Da, da. Bun. Acolo, deci tu ai fost în principal mamă. Da. Da. Asta e mai mult decât... Ai trăit vreodată complexată de chestia asta? Nu. Cred că mi-am dorit să fiu o mamă și am... Pe lângă asta am hotărât să facem homeschooling cu copiii, așa că mamă și profesor. Păi, full time. Da, da, da. Nu, mă gândeam în generația, poate și a noastră, dar a voastră, dacă ai stat de vorbă cu un grup de fete și le-ai întrebat despre viitor, cam ce ar dori să facă, să devină, câte din ele ar spune o mamă bună. Pentru că, sincer vorbind, statutul de mamă nu e prea apreciat. Și eu mă gândeam de multe ori când mă uitam în scriptură la femei care, din punct de vedere a generației noastre, ai putea spune că au trăit degeaba. Adică, n-ai construit spitale, n-ai făcut autostrăzi, n-ai zburat în cosmos, n-ai câștigat, nu știu, la ce concurs de muzică sau de frumusețe. Și am zis, ce au făcut femeile alea? Un mare lucru. Au fost soțiile unuia și au făcut un copil. Dar când am auzit numele copilului... Se schimbă. Se schimbă tot. Am zis, asta Dumnezeu l-a folosit să întoarcă lumea pe față. Și atunci spun... Femeia n-a trăit degeaba, a trăit pentru ceva, adică Dumnezeu chiar a folosit-o să
crească și să ofere omenirii și împărăției lui Dumnezeu persoane deosebite. Și asta ni se poate întâmpla fiecăruia. Exact. Că nu știm pe cine creștem și cum îi va folosi Dumnezeu. Planuri de viitor. Ce planuri aveți? Nu știu, ne-am întors de 2 ani în țară. Așa, zi, cine te-a dus? Nevasta, copii, soțul sau domnul sau toți la un loc? Cred că majoritatea de aici și din America, cred că Deborah m-a tras să venim. Și ea n-are nicio vină. Cred că mai mult a fost invers, dar eu nu i-am contrazis. Lăsați să creadă. Wow, ce bărbat de sacrificiu. Deci dacă dau vina pe nevasta, el nu-i contrazice. Dar e ok. Adică... El, când i-am căsătorit, pentru că eu nu eram dornică să plec, mi-a promis că după 7 ani de America o să ne întoarcem. Ei au trecut vreo 15. Da. Eu mi-am pierdut nu neapărat speranța, dar m-am obișnuit acolo. Mi se părea că acolo trebuie să fim. Dar tu l-ai crezut atunci. Dar atunci l-am crezut, da. Și alții au suferit pentru că și după care el a început așa cu vreo 2 ani, deci acum ar fi cam 4 ani în urmă, se gândească cum ar fi totuși să ne mutăm, să venim, să fim aici, copiii să învețe limba română, să fie expuși la cultura noastră și să învețe mai bine partea lor de a fi român. Pentru că ei și acum spun că, mama, noi nu suntem români, noi suntem americani. Da, mi se pare corect. Deci asta aud la foarte mulți copii ai românilor din America, dar părinții nu pricep, știi? Cineva era așa, părintele, foarte așa cumva contrariat. Ce au zis copilul? Dar copilul avea dreptate. Nu știu unde s-au dus și i-au auzit alții vorbind și au zis că voi ce sunteți? Ce, ei sunt români, dar eu sunt american. Așa, așa. Cum așa spun și unii din copiii noștri. Dar le place aici și asta nu să spun că după vreme eu m-am obișnuit, eram ok să-l las să-și încalce acea promisiune, dar el a spus, nu, am promis, o să mergem. Da, a fost doar... Acum, ca să o îndulcim... în anumite conjuncturi și Domnul a zis că îi ține 400 de ani Egipt și a ținut 430 de ani. Deci mai sunt chestii din astea care într-o complexitate un pic de derogare. Dar acum m-am gândit, Doamne, câte îmi trec prin cap și mie. Deci când te-ai măritat, ce vârstă aveai? 23. A, deci nu ai fost. Când mă gândeam dacă la tine e așa, când încep să pierzi un pic speranța, atunci se întâmplă. Nu, asta cu România. Bun. Și acum, deci v-ați întors în România? Ne-am întors de 2 ani. Da. Și pentru că eram din state, făceam homeschooling cu copiii, cred că a fost posibil să ne întoarcem și să nu fie pentru ei o schimbare așa de radicală și șocantă. Mm-hmm. Facem același lucru și aici. Continuăm cu aceleași obiceiuri care le-am avut. Ei s-au adaptat destul de bine și de când ne-am întors și Ovi ajută mult la el, este pe partea de matematică și științe exacte, eu sunt pe partea cealaltă. Și cred că funcționează bine. Deocamdată ne concentrăm pe școala lor și pe... E bine, aveți de lucru. Da. Aveți de lucru. Ajutați-mă cu câteva sfaturi. Ce poate face sau ce ar trebui să facă mai bine biserica pentru familii? Întrebare grea. Să spun de ce întreb. De multe ori sistemul românesc. Ne ocupăm de copii, la grupele de copii, suntem destul de bine organizați. Ne ocupăm și la tineret, în sensul că mai facem întâlniri de tineret, studiu, nu știu ce. Încercăm un pic de consiliere, nu foarte mult, pentru căsătorie. Facem o nuntă faină. Și gata. Și gata, de exact. Cele mai multe ori. Normal că ei se vor descurca, nu o să apară probleme, nu o să fie... Eu cred că un program de mentorare sau... pentru familiile noi, cu familii care deja au experiență. Nu știu, cred că asta e un... Nu, se nu, face te-ar, o... nu te-ar deranja dacă biserica... Acum, eu ca slujitor mă gândesc că
Singura variantă în care ai putea să faci asta ar fi să faci o regulă în biserică. Pentru că dacă altfel pe unii îi cuplezi cu cineva, nu, deja ai probleme. De ce ăia și nu? Deci să facem o regulă că în biserica noastră toți care se căsătoresc ar trebui să aibă o prietenie sau ceva cu o familie mai în vârstă. Asta ar ajuta să nu facem discriminări. Dar întreb reacția voastră ca familie tânără. Nu v-ar deranja o regulă din asta? Nu știu dacă... Deci, cred că se poate face, acum nu poți face 100%, pentru că sunt familii foarte private care nu se vor deschide sau nu vor vrea să se împretenească așa de ușor sau să le impui pe cineva. Dar... Păi nu să le impun. M-am gândit la o altă variantă. Sigur că așa asta e partea grea. Să vă dau vouă varianta. Vă căsătoriți, da? Bun. Vă căsătoriți, vreți să rămâneți în biserica noastră, aveți... varianta să vă alegeți voi o familie din biserică. Apropo, pot fi chiar părinții voștri. Nu mă deranjați deloc, dar să știu că sunteți pe mâna părinților voștri. Dacă nu vă alegeți voi o familie într-o anumită perioadă, să vă prezentăm noi o listă cu, în funcție de biserică, 10 familii, să spunem, alegeți pe care vreți. Cu precizare că ei se vor ruga pentru voi, o să vă mai invite la gogoși, la nu știu ce, dar pe lângă rugăciuni și gogoși, voi aveți dreptul să întrebați orice, dar mai au dreptul să spună și ei câte o întrebare. Vis-a-vis de viața voastră, cum sunteți. Ar funcționa sau nu ar funcționa? Posibil să funcționeze. Cred că partea mai grea ar fi pentru cineva la care li se pare că li se forțează nota ca ei să și poate nu se întâmplă natural, într-un mod natural. Poate mai ușor ar fi din partea noastră, a familiei, zicem noi, tinere, așa, dar da. De o vreme, să avem o mână întinsă pentru cei noi căsătoriți, încât să fie o prietenie naturală. Să vină mai naturală. Da, da, din ambele părți. Nu, eu mă gândesc și la chestia asta, dar asta este gândirea slujitorului, să spun, pe termen lung. Voi nu vreți. Deci voi nu, voi sunteți foarte deștepți, vă descurcați, nu vreți nici cu ea, nici cu ea, nici cu ea. Bun, întrebarea mea este, dacă Doamne ferește ajungeți la ceva momente pe care nu le puteți depăși sau le depășiți foarte greu cu un pic de fum și de lumini în jurul vostru, până la urmă imaginea bisericii nu este afectată? Dacă voi sunteți parte din biserică. Păi mărturia este afectată, logic. Bun, și atunci n-ar trebui să am și eu dreptul un pic ca biserică să spun, am investit în creșterea voastră, ne rugăm, postim pentru voi, suntem alături de voi în creșterea copiilor, în toate, în finanțe, în tot ce vreți, că de asta suntem o familie, dar am vrea să facem tot ce ține ca să nu ajungem la lumini, explozii și... Da. Așa-i. Poate că ar fi o chestie pe termen mai lung. Exact. Da. Sau poate diferite conferințe. Da, dar în general, să spun, ce am observat la slujitori. Eu am fost pe la câteva conferințe, nu contează. Cam ca regulă. Deci acum dăm din casă, dar nu contează, că noi tot spune. Ca regulă, un slujitor, când organizează o conferință în cadrul bisericii, se gândește la toate familiile, dar în special la trei. Care zice, băi, ăștia chiar i-ar ajuta mai mult în perioada asta. Cine crezi că nu vine la conferință? Alea trei. Alea trei. Exact. Așa-i. Și cam asta e mărturia. Am spus, băi, Viorele, mă bucur de toți care au venit, dar în sufletul meu m-am rugat și am avut trei care trebuia să vină. Pe unul doare capul, unul măselele, unul atunci eu... Plecat. Zburat, nu știu ce. Deci sunt încercări. Cred că mulți slujitori au frământare. Așa, asta e bine. Cum ajutăm familiile, cum prevenim anumite lucruri. Voi oricum, cred că amândoi ați fost pregătiți pentru viața de familie, nu? Da. Le-ați cam știut pe toate? Nu, dar am învățat pe rând. Da, da. Și încă mai învățăm. Ați exact. Avut și unele chestii așa mai diferite sau nu, la care trebuie să vă adaptați. La tine e simplu, tu spui la fost orar. Nu? Exact. Cred că amândoi am avut, da. Pentru că amândoi am crescut în total alte culturi. Le dăm un exemplu, așa, cel mai easy. Nu, eu nu mă gândeam, vezi, nu m-am gândit la chestia asta niciodată. Te măriți în America
Și acum a fost bine costat și el așa, dar dacă el e pe fus orar de acolo, tu aici, tu ai vrea să povestești și el sforește. Și el dorme. Păi cred că, acum un exemplu rapid, este, el a fost învățat să fie la timp, să pregătească lucrurile din timp, să ajungă undeva. Eu așa pe stil românesc. Tu pe ești. Ultimul moment, ești. Da. Și atunci, de multe ori, apare frustrare. Stai să duci o vidă în Africa, unde se întârzi 3-4 ore. Și ok. E nicio problemă. Sau dacă plouă, nu mai vine nimeni. Toată lumea stă acasă, asta e prin definiție, știi? Adică, ce-i mare lucru cu întârziat el 4 ore? Ți-ar plăcea acolo. Dar nu se știe, poate următoarea stație este... Da. Bun. Biblia. Știți că noi ținem la Biblie. Poate ajuta Biblia un tânăr, un tată, un soț? Poate, da. Aș ști că nu asta am așteptat să-mi zici, că asta am știut. Ce să-mi spui cum? Poate, poate mult. Nu numai pentru mine personal, în creșterea mea, dar cred că e important și copiii noștri să ne vadă citind Biblia, prin exemplu. Cred că contează. Asta e o chestie interesantă. Vezi, tu ai pus o chestie grafică, să mă vadă copilul citind Biblia. Crezi că îl pot influența? Cum să nu? Pentru că ei fac ceea ce ne văd pe noi făcând. Mai puțin ceea ce spunem că ar trebui să facă. Bă, da, asta mi-a dat de gândit. Dacă eu citesc Biblia de pe telefon, ce concluzie poate trage copilul? Exact. Da. Adică eu pot să mă hrănesc numai pe telefon sau pe tabletă, dacă nu îi voi explica copilului sau nu știu ce, s-ar putea copilul atâta să știe. Tata e cu telefonul și cu tableta. Da. Nu l-am văzut în viața mea cu Biblia. O zis, avem noi un caz, avem mai multe cazuri, dar un slujitor s-a dus băiatul lui la școală și când s-a dus în prima clasă, așa era sistemul, nu știu dacă acum este așa, dar așa era sistemul comunist, întreba ce-i tata, ce-i mamă, pe tare. Și cred că mama era economistă și când o întreba ce-i mama, o zic că mama e comunistă, copilul, și tata ce-i? O zic că șofer. Și nu, când a venit acasă, a spus, uite ce m-a întrebat la școală și când i-a zis, o zic că, cum mă șofer? Păi zice, n-ai știut să spui că sunt păstor la biserică? S-a uitat copilul așa. Păi dacă n-ai știut să spui păstor, ce n-ai spus măcar că lucrezi la biserică? Stata, de nu te-am văzut niciodată lucrând la biserică, acolo nu mă vorbești. Și de unde a venit lui ideea cu șofer? Că avea o rablă de mașină și tot timpul o repara, era cu capul sub capote. Și copilul vis-a-vis de imagine, tata cu mașina, da. Deci exact. Biblia, da. Apropo de chestia asta, și eu am avut probleme în care mi-a scris cineva, eram la o emisiune și a zis că, bă, frate, cu laptopul în față, nu cu Sfânta Scriptură, știi? No, am zis și eu, zic, am luat laptopul că aveam vreo 7 scripturi pe el și nu încăpeau toate pe masă, dar omul te-a văzut cu laptopul, ce treabă are el că una cu scriptura, da? Unde te-a ajutat pe tine scriptura? Când ai început să citești Biblia? Cred că atunci în liceu am început să citesc serios, citeam și până atunci, sigur, ca și copil, versiunile de copii, la școala dominicală. Apoi, după ce ne-am cunoscut, am început să citim împreună. Era e-mail-ului, când așteptam fiecare... Când el se trezea, deja la mine era după masă, așteptam să scriu un e-mail, să-mi spună ce-o citit. Ne rugam la aceeași oră. Deci am avut câteva obiceiuri așa care le-am format atunci la început și... Ce e cel mai greu în creșterea copiilor? Cred că de multe ori să avem răbdare cu ei, pentru că poate de multe ori copiii nu văd contextul prin care trăim, că am întârziat acolo, că am și aia de făcut și una și alta și cumva pune așa, răbdare la încercare. Da. Și cred că în toate circumstanțele a trebuit să am multă răbdare cu ei și înțelepciune. Cam până la ce vârstă trebuie să ai răbdare cu copiii? Acum, fata are 14 ani, acum încă nu... ce trece peste 14 nu pot să zic. Deci până la 14 deocamdată. Da.
Nu, dar eu la copiii noștri am văzut cam pe la 12 ani încep să fie tot mai maturi, responsabili, încât putem să-i lăsăm acasă cu ceilalți copii. În caz de ceva, pune o mână pe un telefon și ne sună, dar încep să fie tot mai cuminți și responsabili cam pe la vârsta aia. Da, deci mă gândesc că poți fi o mamă nemulțumită, frustrată, mulțumită. Care ar fi secretul unei mame mulțumite? Grea întrebare. E greu cu mulțumirea, să știi, e greu cu mulțumirea. Cred că e o decizie pe care trebuie să o faci în fiecare zi. Să te uiți la binecuvântări și să fii mulțumit. Să nu te compari cu alte situații sau alte familii sau așa și să te bucuri de sezonul în care ești ca și mamă. De multe ori când sunt mici, îți dorești să fie mai mari, să fie independență, meargă, să mănânce singur, să așa și să fii frustrat, să nu te bucuri de acei ani etapa mici, respectivă, exact, în sezonul. care ei sunt drăgălași, în care au nevoie de tine, constant și așa. Când sunt mare, ai vrea să Și mai... când sunt mare, vrea să tragi timpul înapoi și nu se mai poate. Deci să fii mulțumit pentru momentul în care ieși și Dumnezeu Da, mi-a te rămas în ajută. minte chestia asta cu o decizie zilnică și personală, să nu te compari cu absolut nimeni, că oricum nu ești în situația al cuiva, nu Exact. ești celălalt, n-ai personalitatea celuilalt, n-ai darurile celuilalt, n-ai copiii celuilalt, deci până la urmă Exact. nimic nu, nimic nu seamănă și noi totuși ne comparăm. Apropo de chestia asta cu decizia zilnică, lumea mă cam știe că eu nu mă pricep la divorțuri și nu mă deranjează chestia asta, nu mă pricep la divorțuri, nu. Când mă întreabă cineva, spun că nu, chiar nu, și nu mă deranjează că merge numele așa. Sunt categoric împotriva divorțului, deși mă rog să nu mă ferească, să mă ferească Dumnezeu, să nu apăs niciodată în rana cuiva, dar teologic sunt categoric împotriva divorțului, nu găsesc în Scriptură motive pentru divorț și după ce îi speriu pe mulți cu toate chestiile astea, spun că secretul unei vieți frumoase de familie este recăsătoria. În fiecare dimineață cu aceeași persoană. Adică să o alegi din nou, să o alegi din nou și cam asta e și cu statutul de mamă și bănuiesc orice și cu slujirea și cu toate celelalte, să fie relația cu Dumnezeu și mulțumirea și împlinirea să vină în primul rând din liniștea aceea că sunt în voia lui Dumnezeu sau măcar Exact. încerc să fiu în voia lui Dumnezeu și asta este bine. Cum v-au primit părinții acasă aici la Sibiu? Regește. Foarte liniștit. Regește. Da. Asta înseamnă că s-au bucurat. S-au bucurat foarte mult, da. De aici știu că ați venit pentru o perioadă mai lungă sau e cât Da. că doar așa în Cred că vizită? știu de acum. Știu de Le-am doar. stricat liniștea și pacea Ce să în se... curte. Nu. No. Copii, activități, nu. No. Se schimba dinamica. Mama a înflorit, așa eu Exact. urmăresc, desigur, că da, Are asta de este. lucru cu noi. Păi are de lucru, dar altfel ce să facă, se plictisește, Exact. mai bine să rămână tânără și activă. Cum v-ați relegat legături pe aici, cu alte familii, că vorbeam de grupuri sau familii de prieteni? Destul de bine. Cred că așa, ca orice început nou, prieteni avem, la prieteni buni trebuie să mai tot lucrăm, tot lucrăm, tot lucrăm. Ne lipsesc prietenii din state, Da. acolo ne-am format o grupă faină de prieteni în biserică și le ducem în cădurul, Păi aduceți în dar, coace, mai este da, loc. dar cu tehnologia care o avem, mai ținem legătura și cu ei și încercăm și aici să fim deschiși pentru oricine care dorește să. Dacă ați stat de vorbă cu o familie tânără la început de drum, ar fi o greșeală care le-ați recomanda să o evite? Cred că, cum a spus Deborah mai înainte, deci să nu se compare cu alții. E
foarte, foarte important. Poate mulți au impresia că dacă am mașina cu tare, am telefonul cu tare, o să fiu fericit. Dacă îmi fac concediu în nu știu ce țară din Europa sau din altă parte, o să fiu într-adevăr fericit ca soț. Ca e, cam asta așa. Este mesajul care îl transmite da. Lumea sau îl transmitea mereu. Da. Da. Cred că prea ușor ne comparăm cu imaginile și fotografiile care le vedem pe Facebook sau pe Instagram. De ca și cum la familia asta totul e perfect, au de toate, toate sunt la mâna lor. Bine, dar oricum și în America toate erau gratis. Așa. Nu așa. Da, toate. Da, toate erau. Câinii cu colaci în coadă. Mai să știi că m-a lămurit cineva, a zis că e adevărat, în America umblă câinii cu colaci în coadă, dar a zis că nu se spune toată povestea. Apropo de dimineață, că în fiecare dimineață trebuie să alergi câinele și dacă îl fugărești bine până seara, seara s-ar putea să-l prinzi, să iei covrigul și a doua zi o idee la capăt. Iar dacă n-ai prins câinele, ai rămas salut, și fără covrig. Exact. Salut, s-a dus. Deci ai alergat toată ziua, dar așa să vină câinele la tine, nu. Dacă îl fugărești tu, deci și America, dacă e sănătos, dacă muncești, dacă ai binecuvântarea lui Dumnezeu, da. O să... Da, eu cred că românii totuși stau bine în America, cei mai mulți. Da, majoritatea, din punct de vedere financiar, stau bine. Dar ce i-a ajutat? Deci... mentalitatea românească? Da, și hărnicia, cred. Da. Deci odată da. Că muncesc foarte mult da. Și nu cheltuie aiurea. Exact. Da. Da. Americanii, de multe ori, le plac orice confortul, să mănânci în oraș da. Și... Cum să trăiesc noi eram bine. Obișnuiți azi, azi da, și da, mâine, azi. Da. Și românii acasă, mâncare gătită. Da. Bun, cum vedeți asta? Două extreme? Ziceți între români și între americani? Români și americani. Adică m-am gândit și la chestia asta. Acum meseria mea e și de musafir, da? Deci pentru mine a fost foarte greu să cred când citeam câte o chestie din asta că dacă vorbim de americanul de rând, dacă moare și are 250 de dolari sau 500 sau 1000 de dolari economie, mamă, eu nu știu ce am zis, bă, dar cum se poate chestia asta? Asta mi se pare o extremă. Cu, da. Să te duci undeva, nu neapărat în America, să te duci în Europa sau undeva și să întâlnești familie care au plecat de 20 de ani și să-mi spună că la 25-30 de kilometri sau de mile e obiectivul turistic nu știu care, dar ei încă nu l-au văzut în viața lor. Dar au zis, frate Iuga, hai că te duc pe matale și îl văd și eu, știi că eu să fiu... Da, acum eu am încercat să fiu drăguț, eu știu că oamenii trebuie să lucreze și am zis, bă, lasă, ne ducem noi până în vârful muntelui acum. Nu, frate, și că să spun sincer, nu l-am văzut niciodată, că tot așa, hai că mă duc acum să-l văd. Zic, atunci mai invitați-mă să vă duc să vedeți. Exact. Și asta, nu știu... Mi și se... asta e, da, un pericol, să nu te bucuri, să fii... Da, adică totuși când... Exact. Când, știi, că până la urmă da. Ai casa ta, cum ai zis, ai mașina ta și tot nu ți-aduc fericire și binecuvântare, da? Dar există, eu chiar m-am gândit, asta este o frământare a mea, cei din lume, cum zicem noi, da? Trăiesc pentru asta și acum. Noi trăim teoretic pentru veșnicie. Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Și noi avem cele mai tari case și mașini și, și bani albi pentru zile negre. Nu știu, pericol. Da, nu știu cum să găsim echilibru între responsabilitatea de a face ceva sau de a nu fi nepregătit pentru ziua de mâine și, și bucuria și investiția în prezent. Exact. Poate cu o variantă, dar nu știu aici, poate cu o variantă ar fi, asta am încercat eu să le spun unei familii, să lase viața să curgă normal. Nu aș recomanda unei familii, dar aici sunt curios dacă ați recomanda voi. Să zicem că se căsătoresc și spun așa, primii 7 ani din viață tragem, muncim, facem, că în 7 ani vrem să ajungem la nivelul acesta din punct de vedere economic, vorbim, da, material, și apoi o să ne bucurăm și ce ziceți? Cred că e bine să ai un plan. Pentru că un plan te duce de la punctul A la B, da? Mm-hmm. Și
nu cred că e nici înțelept să te lași într-un fel, vedem și așa, atunci ești și frustrat sau ești nesigur, dar nici să intri într-un surmenaj în care nu știi altceva decât, nu ai o vacanță, nu ai... Noi am pus mult accent să mergem în fiecare an în vacanță cu copiii, să știe că avem un timp în care, ca familie, ne creăm amintiri, diferite obiceiuri, diferite vizităm și... Da. Dacă vă propuneați 10 ani să faceți nu știu ce, 10 ani creșteau și copiii și tot, după 10 ani ce? Ai bani, ai de toate, dar cum te mai fotografiezi la 3 ani cu el nu știu unde, că el după asta când a ajuns la 14 ani spune, tata, ai bani, dă, că mă duc cu prieteni, exact. Cu tine nu mai duc. Da. Exact. Da. Da. Sau mă gândeam la varianta, încercăm 7 ani și nu ne iese. Ce facem? Am pierdut și bucuria și timpul nostru, nu știu ce, nu ne-a ieșit. Ne mai propunem încă 7 ani, poate ne iese. Sau m-am gândit și la asta, încercăm 7 ani și ne iese. Nu știu, parcă am văzut eu la alții, știi că atunci când ai planuri de 500 de lei, le gândești pentru 500 de lei. Când ai 5 milioane, deja ai planuri pentru 10 milioane. Și dacă te obișnuiești, poți alerga toată viața. Exact. Da. Da, și atunci, da, plecăm, facem un plan, încercăm să țintim spre ceva, iese mai bine, slăvit să fie Domnul, iese mai puțin bine, slăvit să fie Domnul, iese cum am vrut. Important e noi să fim bine. Exact. Ce sfaturi? Ah, tu trebuie să fii bun la asta. Dă 2-3 sfaturi unei familii la început pe finanțe. Pe finanțe. Dacă este asta, iarăși o problemă. Din nou, nu știu la generația chiar tânără în România, dar multă vreme în România nu cred că a discutat nimeni de familie și finanțe. Cred că primul meu sfat ar fi cu ce iasă de la nuntă să investească în ceva care nu-și pierde valoarea. Adică biciclete. Mașină. Sau mașină, da, și da. Au, nu știu, aici poate am impresia, dar și acolo am observat că mulți își iau cu banii de la nuntă o mașină. Da, ca să impresionăm, că ne ducem pe centru să vadă că... Să mă vadă că am și că mă descurc. Dar eu aș fi de părere să investească într-o locuință sau altceva care ar putea să le producă un venit. Cred că începutul este important și... Cred că și o locuință le dă ca un sentiment așa de stabilitate rădăcini în viață. Nu sunt așa că, zic, de exemplu, în America, dacă eu mâine îmi găsesc un job, nu știu unde, în Honolulu sau în New York sau undeva, imediat mi le iau și mă mut și... mi-încep viața din nou. Bun, îți iei pozele de familie și trei haine, că n-ai de lua multe, știi, că alealtă le găsești în casă. Da. Dar dacă am o locuință, un apartament, o casă, mai greu mi le iau și mi le mut în altă parte, pentru că deja am rădăcini și știu ce vreau, ce fac. Eu sunt de părere că amândoi să lucreze pentru același lucru, deci nu el să-și dorească casă și ea să-și dorească altceva, sau invers. Iaht. Da. O altă investiție bună. Da. Cât de mult ați încuraja datoriile, trăirea pe datorii? Puțin. Eu cred că datoriile mai mult creează stres decât bucurie. Mai ales în America se dă ca colacii, așa, vreau un credit card, vreau o mașină, vreau o casă, oi, așa se rezolvă problema. Și imediat se îndatorează și pentru, și cu, stau în chirie și închiriază mobilă, în rate, televizor, absolut tot, inclusiv hainele de pe spate le au pe card. Nu cred că sunt ei mai fericiți, poate pe moment, până când le vine factura. Aia tot vine, și, nu? Da. Aia nu întârzie, nu? Da. Aia tot vine. Mm-hmm. Interesant, da.
cred că este important să nu iese o ceartă despre bani în familie. Cred că dacă se poate... Da, tu crezi că există familii unde există discuții de la bani? Peste tot, numai să nu ajungă să fie un balon care imediat se sparge. Cum ar fi, dar... Da. Nu știu dacă am observat bine. Cred că ochiul meu e rău. Dar am avut senzația așa la unii tineri că nivelul lor de pornire de minim ar trebui să fie nivelul maxim al părinților azi. Da. Bun, dar nu, are ceva logică. Adică noi suntem unde suntem după, știu, 25 de ani de căsătorie. Și eu pretenția ca să înceapă de acolo. Ăla e minimul. Da. Da. Deci când părinții spun că noi am pornit de la lingure și cuțit, așa, da. Ei spun și noi de la lingure și furculiță, dar asta e lingura noastră, cu diamante și cu cuțită. Da. Și... Da. Da, și aici e o problemă. Da, exact. Care poate apoi crea, cum ai zis, nemulțumiri, discuții, că în momentul în care te interesează atât de mult partea materială, mai devreme sau mai târziu vorbești cine câștigă mai mult, cine cheltuie mai mult. Uh-huh. Și întotdeauna senzația mea o să fie că celălalt. Așa-i. Celălalt este. Bun, dacă ați fi la o întâlnire de tineret și ar fi pe acolo niște fete și băieți care ar vrea să se căsătorească, ce le-ați zice? Legat de cum să-și formeze sau pe cine caută? Treaba voastră. Ei vor să se căsătorească, atâta știu. Ei vor să se căsătorească. Să aleagă înțelept și cu călăuzirea lui Dumnezeu. Ce ușor să zici, să alegi înțelept, da. Așa, da. Ce ai ziceau copiii, am auzit asta undeva, zice, da, că eu trebuie să mă căsătoresc cu o străină, că tu ai găsit-o pe mama. Da, 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 da. Deci ce înseamnă să aleagă înțelept? Adică să se uite la întreaga persoană, nu numai la aspectul fizic sau material sau trebuie să se uite la și în primul rând la suflet. E greu ca și tânăr să te uiți la sufletul cuiva și să... Poate să ia și un pic de timp. Și ți-a timp, exact. Să observi, să... Crezi că are vreo importanță familia din și care... Și da, da, mare. Da, chiar spuneam fiicei mele, Adora, zic, dar ea deja este foarte matură și a spus, mama, am dat seama că trebuie să mă uit la mama, la băiat. Că dacă îmi place de ea, o să-mi placă și de el. Te poți uita așa la mama fetei? Da. Știi că eu zic la unul, i-am zis cuiva și o să dar ce eu mă însor cu soacră mea? Zic, nu, cu fiică sa. Dar dacă, Doamne ferește, ajungi la concluzia că fiica la 20 de ani e ca mama la 45 și dacă pe-a ta o ține domnul vreo 80 și se multiplică lucrurile, s-ar putea să... Da. Deci, familie, caracter, suflet, interior... Ce le-ai zice altceva? Deci la băieți, cum ai început tu, trebuie să fie frumoasă. Nu se poate... Frumoasă, dar cred că trebuie și decizia să fie făcută nu numai pe niște sentimente, ci să fie realiste. Deci, de exemplu, nu le-aș recomanda la tineri de 14 ani. Dar ei sunt prietenii, foarte maturi, cum adică. Bine ar fi. Bine ar fi. Știi că toți vorbim de relații mature și atunci am să spun, dar relații mature la vârstă imatură e destul de greu. Da. Zic că n-are rost să înceapă o frază dacă nu poate să o termine. Deci, cred că prea ușor de la 14, 15, 16 ani să se împretenească, peste un an, doi, să se strice. Cred că deci la voi prima e fată, da? Da. Dora ai zis? Adora. Adora. Da. Și băieții în România? Da. Mama e pe acolo, mama e pe acolo. E cu minte. Ai început să devii așa gardian? Nu. Nu, nu. Bodyguard. Ea e destul de înțeleaptă și prea bătrână, câteodată zic. Da? Păi, da. Acum nu știu dacă să le spun, dar și tu ai fost... ai fost. Așa ca să dau din casă, mi-aduc aminte de tine când am fost unul din musafirii voștri când erai tu mică, da? Dar e o chestie care o țin minte. Frumos. A zis
Rebecca a zis, Deborah, scuze, a zis ceva despre călăuzirea lui Dumnezeu? Da. Major. Da. Voi chiar credeți că Dumnezeu e interesat în căsătoria noastră? Cum să nu? Păi de ce? Pe ce rațiune? De că n-are el destul în universul ăsta să mai interesează și cu cine mă însor eu, cu cine se... Păi căsătoria oglindește relația între Hristos și biserică. Este... Dumnezeu a inițiat-o. Sigur că este interesat. Da, mă gândeam așa, în viața de familie noi ne gândim de foarte multe ori la noi. Ceea ce este ok dacă ne gândim în mod biblic, echilibrat, la noi, adică la amândoi și la toți, că zice să te gândești și la foloasele celuilalt, numai la ale tale, poate prea puțin ne gândim ca familiști la Dumnezeu, în sensul că familia mea spune ceva despre Dumnezeu. Exact. Pentru că vezi, în generația asta anormală în care trăim, când familia este atât de mult lovită, noi ne încăpățânăm să credem și să spunem că familia a fost creată de Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit așa într-o zi, dacă se uită cineva și vede un haos total într-o familie și îi spui și că Dumnezeu a creat familia, omul logic poate spune, dar ce fel de Dumnezeu a creat dezastrul ăsta? Deci are... Și atunci dacă Dumnezeu este interesat în ceea ce a creat, este interesat și în familia noastră. Și asta ar trebui să ne dea multă, multă bucurie, să știm că Dumnezeu este interesat în mântuirea noastră, de aceea L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și a murit pentru noi, a înviat pentru noi ca să avem posibilitatea iertării păcatelor. Dumnezeu este interesat în viața noastră de pe pământ și aici, cum spune Mântuitorul, putem trăi o viață din belșug, chiar dacă belșugul Lui poate însemna deseori diferit de belșugul nostru. Dumnezeu este interesat în veșnicia noastră, dar da, și în căsătoria noastră, și în profesia noastră. Așa că relația cu El, dacă nu este, trebuie începută, dacă este, trebuie întărită, trebuie reînnoită în fiecare zi cu mai multă pasiune, mai multă înțelepciune, maturitatea la care ajungem. Și pentru cei necăsătoriți, Domnul încă îi călăuzește pe băieții buni înspre fete bune, pe fetele bune înspre băieți bune, că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al harului, ci și un Dumnezeu al onestității, și le spune unora de ce te-ar binecuvânta Dumnezeu pe tine și l-ar nenoroci pe celălalt. Așa că Dumnezeu va călăuzi sfinții înspre sfinți, oamenii curați înspre oameni curați, oamenii dăruiți, iubitori înspre oameni iubitori. Și da, viața de familie este frumoasă, are și provocările ei, dar aș vrea să mă întorc la începutul emisiunii și să vă aduc aminte că ne place sau nu ne place, Iisus Hristos va reveni și dincolo de viața aceasta, cu bucuriile și încercările ei, ar trebui să fim pregătiți pentru revenirea în slava Domnului Iisus Hristos și singurul care ne poate ajuta este El, mirele nostru. Așa că dacă aveți o relație cu Iisus Hristos, rămâneți sub binecuvântarea Lui, spuneți-i tot ce vă doriți, dar lăsați-L și pe El să vă spună măcar din când în când dorințele Lui și încercați să le împliniți. Dacă nu, încă o dată gândiți-vă la relația voastră cu Iisus Hristos și lăsați-L să fie Mântuitor și Domn. Dacă sunteți căsătoriți, binecuvântați-L pe Dumnezeu că El este Domnul familiei. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru familii care vin cu sufletul deschis să vă spun nu doar ce scrie în Scriptură, ci cum au văzut ei pe Dumnezeul Scripturii, că este aproape de ei în fiecare zi. Încă o dată vă mulțumesc frumos că ați venit, v-ați făcut bine. Mulțumim și noi. Să vă binecuvinteze Domnul pe voi, copiii voștri, clanul mare, familia lărgită. Dacă o să aveți timp și eu m-aș bucura să vă faceți timp acum când încheiați, să faceți o rugăciune pentru Deborah și Ovidiu și pentru copiii lor, să-i binecuvinteze Domnul, și rugați-vă și pentru voi, că Dumnezeu nu trebuie să ia de la ei să vă dorească vouă, nici de la mine să vă dorească vouă și nici de la voi să-mi dorească mie. Așa că dacă mai înălțați o rugăciune, în dreptul meu nu trebuie să faceți rugăciuni multe. Dacă spuneți, Doamne, dă-i minte care nevoie, este suficient și o spun amin. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, care de unde și vrea.